o să puneți mâna pe carte și o să citiți ce n-au citit alții și ceea ce este important, nu cultura, tu poți să citești până trebuie, că nu-i vei învăța tot. Important este gestionarea ceea ce ai învățat și să știți că o cultură, o, eu știu, o erudiție, nu face doi bani dacă nu poți transmite semenilor tăi. Școlarizarea însemnează un dialog interrogativ între maestru și discipol, în care discipolul, voi, vă descoperiți se valențe pe care nu știați, nu știați și prin asta poți transmite informații. Pentru că Dumnezeu de minte, așa școala de informații. Și dacă n-ai minte, devii prosubitor. Te faci parte. Bun. Deci asta așteptăm de la voi și avem toată încrederea că sunteți altfel decât ceilalți. Ia și cât de greu este munca? Cât de ce? Cât de grea este munca? Ai munca, că tot faci cu plăcere lui. Spunea Leonardo da Vinci, eu când ajut, nu obosesc. Da. Tot n-am înțeles. Dacă ați, chiar dacă este de adevărat ca la 25 de ani să inventați un rusar zburător. Că, da, bine, și nu e niciun merit, că n-am inventat eu racheta aia, se cunoaște cu mii de ani. N-am putut să îți pun cap la cap niște cunoștințe și am propulsat un om în spațiu, dar n-am inventat nici roata, nici focul, nici... Da. Sigur, a fost și a făcut mare vorba că nu exista altceva pe vremea aceea. Nu puteai să intri pe pe geam, nu poți să faci cu avionul treaba asta, nu? Ia spune. Spuneați ceva că cineva a făcut o boală de fier care stătea în aer, vibrații, ce ai? Eu nu am secrete. M-a întrebat cineva ce nu vă supărați că v-ați fi rusă? În contră, bravo lor, care e. Eu n-am simțul propriu, nu mă interesează, nu vreau să iau nimic cu mine. Deci, ce m-ai întrebat cu treaba cu... Ce înseamnă teoria vibrației? Cu ce? Teoria vibrației. Dacă e o bară, să o țin. Și o înfigi într-un polistiren expandat și vă rog să faceți și voi experiența asta. Și veniți cu un aparat de masat, aveți pe acasă așa ceva. Da. Un aparat de masaj, îl bagi în priză și începe să vibreze. O perie, în locul perii, pui un bară. Metri 6 în filet acolo, o bară, o jumătate de metru. Și treci pe lângă această bară și începi să o vibrezi. Și bara face ventre și noduri. Și ajungi la un moment dat la care masa este dublă și la alt moment la care masa este zero. Și asta se datorește acestei vibrații. De fapt, tot ce există, există vibrație. Nu există materie. O să vi se pare curios, nu e materie, dar nu e materie. Dacă intrăm în structura, în zona... De obicei, toate moleculele vibrează. O să găsim electron, proton, neutron, nu o să găsim materie, care sunt, de fapt, sarcini electrice. Ia să spun. Dar, apropo de teoria aceasta, vibrației pe care sunt folosit, ce zic că, de exemplu, dacă e ceva care vibrează foarte mult, decât așa se bate și doar se ridică un pic în aer. Dar ea făcea așa cu, adică în sensul că se dă doar, să zicem, un centimetru în aer sau să dă pe o pereche. Am ajuns la masă zero, respectiv numai când era. Așa. Acum, ce se întâmplă? Vedeți voi, chiar dacă intrăm în micro-univers, o să vedem că de fapt nu găsim materie, găsim particule electronice, electrice. Bun. Deci unde e materia? Materia nu prea există. Ceea ce vedem și simțim sunt niște funcții frecvențiale. Deci, să zicem, o anumită frecvență oferă o anumită culoare. Senzația care se dă, eu știu, orbitele electronului, îți dă noțiunea de substanță. De când a venit apostolul Pavel, a zis, eu am venit să vadă lumea care se vede. Pentru că lumea care se vede, de fapt, cea care nu există. Este raportarea grosierului ceea ce vedem noi. De fapt, dacă aveți o tablă, dar nu aveți aici, o să vedeți, ia să vă arăt ceva aici. Vă sunt bucate noi oamenii la un fapt de lucru de la un fapt de lucru de la un fapt de lucru de la un fapt de lucru.
Ele au roșu, galben, cealaltă, orată, verde, violetă. Bala de frecvență se reprezintă cu este nota sol și o să observați că în cantate mari și durite sunt în baza sol. Sol este roșu care însemnează forță, viață și ură și revoluție. Opusul lui este complementul între galben și albastru, care este verde și este natură și este echivalentul noței re. Menuete re major de mod, dar hai de rog, este baza de prin muzică se pot și trata bol. Așa. Dar treaba asta s-a ocupat cibernetica și anume Ștefan Odobrejda de la Cunosevenie. Dacă deci avem foarte multe valori cu care voi trebuie să le țineți minte și să duceți mai departe. Nu intrăm în amănunte, dar pentru că toți la tablă, teoria contractului de lucru spune că de desigurant pe prim, supraradical, din 1 minus V pătrat, pe pătrat. Este timpul real, timpul de valoare, viteza vectorul, viteza lumii, viteza octavul Nicescu introduce aici un epsilon, aici, care este plus sau minus 1 de presentat întreaga făbură. Dar, în sfârșit, nu facem noi voi de matematică, că se vrea spre aici, dar e bine să știți că am avut niște posibilități noi românii, sâc, și trebuie să le duceți mai departe. Și să nu vă lăsați complexați, nu scoateți pălăria în fața neamțului, așteptați să-și poată el dacă meditați. Deci trebuie să faceți din așa fel să meditați. Noi nu suntem țigani, cercetăm, mergem, dăm și mie să mănânc. Nu! Să ne dea ei dacă le facem de-aia. Da? Gata. Da, la viitoare să vedeți ce o să facem din voi. Prăpăd! Ia să ne duci. Mai dau mai tare, bă. Să nu mă supărați. Păi eu mă supăr un act acum. Oamenii vă consideră că sunteți uneori așa mai nebun pentru că veniți cu o idee neașteptată la care ei nu s-au gândit? Eu pot să fiu complexat. Totdeauna mă vedem cel mai bun, cel mai prost și credeam că toată lumea are pe mine. Până la urmă ce mă interesează prea puțin ce zice lumea. Și e bine, dar știu că și v-ai întrebat. Complexul de inferioritate, la realitate cotidian, angoasa, sunt factori de progres. Păi, toată lumea spunea și cei din familie că nu-ți vând decât de păzi porci când eram mic. Așa, pentru că nu eram atent, asta nu înseamnă că puteți să fiți și voi la fel. Am fost și premiant, am fost și corijent și restanțier. Așa. Nu eram atent, dădeam răspunsuri șocante, dovadă că nu eram atent în această secție. Când vina mea, asta mi-a fost sirea. Am scos, de exemplu, la lecție odată să era vorba de un calcul al aritmic, eu am făcut aviație și am umplut câteva table cu formule și am rezolvat. Și cu ei am rămas surprins pentru că nu s-a ajunsese la această lecție. Eu depășisem pentru că lucram pentru mine alte treburi și depășisem așa. Ceea ce înseamnă că nu am fost un tip obișnuit. Dar m-am bucurat că am văzut că și alții au fost la fel. De exemplu, Giovanni Papini, care a avut o librie de la Lenin în 24, a părăsit liceul și a devenit profesor universitar, deși nu terminase liceul, cu o cultură vastă, pentru că genul e genul. Genul e genul, nu e oricine. Bă, care nu mă lasă în pace, fac scandal. Fac scandal? Da. Uite în apă, în pasmastru. După ce v-au, da? Ești bine în București.